din ceruri, să fie în continuare peste noi. Și Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, în acelui nume ne-am adunat, să fie mijlocul nostru, să fie învățătorul nostru, să fie sfătuitorul nostru prin Duhul Sfânt, așa cum a zis că va trimite Duhul Sfânt, Duhul adevărul care să ne învețe, să ne mângâie, care să ne aducă aminte de lucrurile care le-au spus. Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oameni. Aleluia! Pentru împărat și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștință. Să facem rugăciuni, cere și mulțumim pentru tine. Pentru cei înălțați în dregătorii, pentru cei din Parlament, din Senat, pentru președinți, pentru cei care sunt primăriile noastre, zice că lucrul acesta este bun înaintea lui Dumnezeu. Dar după cum știm, după cum vedem în ziua de astăzi, în zilele noastre, acum, oamenii unii protestează împotriva președintelui, se protestează împotriva guvernului și sunt mari tulburări între oameni, între neamuri, nu vreau așa, alții vreau așa, alții vreau așa. Dar noi avem datoria ca să ne rugăm ca Dumnezeu să dea înțelepciune și discernământ celor care ne conduc, celor care conduc țara, ca să fie o pace și o liniște, că de asta târnă, așa zice prorocul Ieremia, zice, rugați-vă pentru țara și locul unde sunteți, că pentru asta, că prin asta atârnă fericirea voastră. În țara unde locuiți, suntem datori și după cum pentru toți oamenii să face rugăciune. Pentru cei înălțați îndregătorii. Că Dumnezeu vroiește ca oamenii să vină la cunoștința adevărului. Că e președinte, că e senator, că e primar, că e, să vină la cunoștința adevărului, să fie mântuitor. Că odată un singur mântuitor este Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care dorește ca prin jertfa lui cea sfântă, oamenii să aibă iertare, să aibă mântuire și răscumpărare. Amin. Și aceea să facem această rugăciune, chiar dacă sunt tulburări, chiar dacă poate unii suntem, bă, ăștia protestează bine că au dat niște legi din guvern pe ascuns, sau ăla protestează mai bine că președintele nu face nimică. Asta Tatăl nostru ceresc, că El le conduce și le lasă pe toate. Poate e și o încercare pentru noi. Protestăm și noi și ne aliniem și noi sau ne punem și noi și zicem, băi, aia-s mai bun, vin ceilalți, bă, nu, că ceilalți sunt mai buni. Noi, datoria noastră, după cum ne învață Sfânta Scriptură, e ca să ne rugăm. Amin. Să ne rugăm pentru aceștia oameni, să ne rugăm și pentru aceia care stau în stradă, Dumnezeu să le dea o înțelepciune, să le dea pricepere, ca ceea ce cer să ceară cu dreptate și dreptatea este aceea care vine de la Dumnezeu. Aleluia. Dreptatea lui Dumnezeu, dacă este într-o țară, dacă este într-un organ de conducere, acolo atunci toate lucrurile merg bine. Pentru asta să ne rugăm. Să ne rugăm și pentru pacea Ierusalimului, pentru pacea lui Israel. Dumnezeu să le ia mahrama și vărul din ochii lor, ca să primească pe Mesia în mijlocul lor, vara pe care îl așteaptă. Dar el așteaptă că va veni cineva și va veni. Dar a venit. Să-l primească pe ăla care a venit în mijlocul, să iei mahrama și împietrirea inimilor, că prin Iisus Hristos, prin Mântuitorul nostru și al lor, este mântuire, răscumpărare și intrare în Împărăția lui Dumnezeu. Vrea să ne spunem în picioare și să dăm ascultare la Mântuitorul sau